Castelul Corvinilor a fost și rămâne învăluit în mister, pentru că atunci când se crede că se cunoaște totul despre acest impunător edificiu, mai apare câte o noutate. Astfel, odată cu lucrările de restaurare care se derulează în această perioadă aici, au fost făcute noi descoperiri. Este vorba despre o încăpere aflată la subsolul castelului. La ce era folosită aceasta, aflați în materialul următor. În cadrul lucrărilor de restaurare care se derulează în această perioadă la Castelul Corvinilor, specialiștii muzeului au descoperit o nouă încăpere aflată la subsolul aripii Zoyomi. Prevăzută cu o scară din lemn, încăperea a ieșit la iveală odată cu efectuarea lucrărilor de restaurare a paramentului în zona respectivă. Alături de încăperea cu frescă de la etajul turnului sau de nivelul de apărare al turnului alt, iată că avem de-a face cu o nouă încăpere ținută secretă de Castelul Corvinilor până acum. Este vorba de o încăpere de mici dimensiuni, aflată în subsolul castelului, foarte posibil să fie parte din căile de acces spre sistemul defensiv al monumentului din Hunedoara. În timpul restaurărilor prin care a trecut castelul, această încăpere a fost înfundată, ca să zic așa, iar în timpul lucrărilor pentru reabilitarea paramentului, aripa vestică a castelului, iată că încă un secret al monumentului a ieșit la iveală. Subsolul parte, cel mai probabil, din ansamblul de coridoare subterane care deserveau sistemul defensiv al castelului, are zidurile din piatră și bolțile din cărămidă. În paralel, în Castelul Corvinilor se lucrează în ritm susținut la restaurarea următoarelor clădiri, respectiv la turnul alb, unde se montează cursiva din lemn ce va permite accesul la toate etajele, la turnul vechi de poartă, la care interiorul este aproape finalizat, momentan muncitorii lucrează la rostuirea paramentului exterior. La Palatul Bethlen se restaurează ultima încăpere de la parterul acestuia, la Camera Domnițelor se demontează tencuiel pe bază de mortar, iar la aripa Zoyomi va fi restaurat complet etajul al doilea. De asemenea, la turnul Neboisa se restaurează paramentul exterior.